Novenă către Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea. Ziua a noua. Maria în viața noastră. Sfinte Papă Ioan Paul al II-lea, tu ai spus, cardinalul Poloniei, August Hlond, înainte de a muri, în 1948, a spus aceste cuvinte semnificative. Victoria, dacă va veni, va fi prin Maria. De-a lungul celor câtorva decenii ale slujirii mele pastorale în Polonia, am fost martor la modul în care se adevereau aceste cuvinte. Intrând în istoria Bisericii Catolice, odată cu alegerea mea ca papă, am purtat cu mine această convingere, ca și dimensiunea sa universală. Victoria, dacă va veni, va fi prin Maria. Trebuie să adaug că această înclinație lăuntrică, personală, către Maica lui Hristos, curgea încă din tinerețe în larga albie a devoțiunii mariane, care are în Polonia o istorie aparte. Acest lucru lămurește îndeajuns Evlavia Mariană a prezentului papă și, mai presus de toate, alegerea sa de încredințare deplină Mariei. Totus tuus. Maria este cu noi. Sanctuarele ei, răspândite în lumea întreagă, dovedesc prezența reală a Mariei, care încearcă să preîntâmpine orice rău care amenință nu numai fiecare om în parte și familiile, ci toate popoarele. Generații întregi au mers în pelerinaj la marile și micile ei sanctuare, căci au aflat acolo har și alinare, lumina credinței și puterea convertirii, ajutor în greutăți și în crizele spirituale. Să închinăm neprihănitei toate necazurile noastre de zi cu zi. Sub ocrotirea ta alergăm, preasfântă născătoare de Dumnezeu. Nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită și binecuvântată. Rugăciunea zilnică. Sfinte Părinte Ioan Paul al II-lea, îi mulțumim lui Dumnezeu că te-a dăruit bisericii ca papă, iar ție îți mulțumim pentru lucrarea ta apostolică neobosită în mijlocul tuturor popoarelor lumii, cărora le-ai predicat cu zel vestea cea bună a iubirii dumnezești nemărginite pentru noi. Îți mulțumim, Sfinte Părinte, că ne-ai dat exemplu de încredere deplină în milostivirea lui Dumnezeu și în mijlocirea maternă a Mariei, Maica Domnului. Dobândește-ne ca după voia lui Dumnezeu să putem primi harul pentru care ne rugăm ție. Prin mijlocirea ta, fă să dorim să-i urmăm toată viața pe Iisus și Maria și să luăm parte la făurirea împărăției adevărului, a iubirii și a păcii în țara noastră. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre.
Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Papă Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi!